A fost unul dintre îngerii păzitorei medicilor și asistentelor încă din primele luni ale pandemiei, atunci când în majoritatea unităților medicale nu existau echipamente de protecție. A modernizat complet o secție de spital, iar în ultimii ani a adus tone de alimente familiilor sărace. Este vorba despre medicul Ioana Vârtosu, una dintre femeile excepționale ale campaniei Femei în Focus. Doctorul Ioana Vârtosu a renunțat în urmă cu 15 ani la cariera de medic într-un spital din Timișoara pentru a înființa Școala Mamei Junior. La început oferea sfaturi femeilor însărcinate, viitorilor tătici, dar și proaspeților părinți. Odată cu nașterea propriului copil, a decis să facă o schimbare în viața ei și să ajute prin diverse programe copiii cu dizabilități locomotorii și psihiatrice. Am dat seama că doar a face hidroterapie ajutăm foarte puțin părinții și copiii cu nevoi speciale și că este nevoie de un centru integrat de terapii. Și așa ne-am uitat și în afară la centrele mari din Europa, ce terapii oferă, cât și în zona locală, ce terapii nu există. Și astfel am înființat acest mic, e un mic centru de recuperare pentru copii în Timișoara. Chiar dacă pandemia a dus la închiderea bazinelor, nu a renunțat la tratamentul care pentru mulți dintre copilași este singura șansă să poată supraviețui. A adaptat programul, a obținut sponsorizări și a cumpărat o vană specială. Și supereroi, și zânele, și prințesele poartă căști, așa că nu ei trebuie să fie neapărat cei speciali, ci sunt la fel ca și supereroilor din desenele animate, astfel încât și să accepte căștile mult mai ușor. Și nu are de gând să se oprească aici. Bucuria lor și bucuria părinților și bucuria noastră că putem să le oferim o terapie gratuită care să vină în favoarea lor, în serviciul lor, cumva îți umple sufletul și n-ai nevoie de nimic altceva, adică este tot motorul de care ai nevoie, toată energia de care ai nevoie să faci lucrurile astea.